Sâmbătă 31 august, între orele 8 și 18, va avea loc o intervenție la conducta de apă de la intersecția splaiului Tudor Vladimirescu cu strada Capitan Damșescu. Pe durata lucrărilor, presiunea va fi scăzută pe străzile splaiul Tudor Vladimirescu, Capitan Damșescu, Ardealului, splaiul Sofocle, Rahovei, Posada, Maramureș, Ioan Barac și Baba Novac. Pe 29 și 30 august, zilnic, între orele 8 și 15, în Chevereșul Mare, presiunea va fi scăzută pentru lucrări de spălare a rețelei de distribuție. Lucrările de spălare urmăresc să asigure o calitate corespunzătoare a apei potabile și sunt o parte a activității desfășurate de Aquatim în cadrul mentenanței preventive a rețelelor de distribuție. La reluarea alimentării cu apă în regim normal este posibil ca la robinete să curgă apă tulbure. Deoarece această perturbare va fi de scurtă durată, Aquatim recomandă clienților să nu folosească apa în scopuri menajere până la limpezirea completă.